Da. Mulțumesc. Aseară am fost derutat. Am uitat versurile, dar, slavă Domnului, că am mers în continuare. Mulțumesc pentru acelora care au venit la magazin. Da. Mulțumesc pentru acelora care au jucat ping-pong. Mulțumesc tuturor acelora care ați avut talente și daruri de la Dumnezeu ca să cântați. Am descoperit două minunați. Un băiețel care a spus un psalm atât de lung și atât de eficace. Dacă ar fi spus cineva, poate n-ar fi reușit. Mulțumesc surorii care a cântat două cântări, una ieri și alta azi, și a cântat foarte frumos. Copiii au talent de la Dumnezeu, de aceea lăsați pe Dumnezeu să lucreze. Prin harul Dumnezeu am scris câteva versuri și cu Benică, că n-am reușit cu grupa, voi cânta o cântare deosebită pe care doresc să mă ajutați voi copiii care aveți talent de la Dumnezeu și de ce nu, da. Cântarea spune ceva de genul acesta. Am ta aici în orice zi. Cred că vă arătiți aminte de melodie, da? Am ta aici în orice zi, am ta aici în orice zi. E așa frumos. Și versurile o să le cântăm frumos, sper să nu mă încurce frații mei prieteni de acolo, Verita, ca să uit versul, dar vreau să mă ajutați voi. Nu eu sunt cel care voi cânta, și voi, împreună cu Dumnezeu, mă veți ajuta și dacă v-ați simțit bine în tabără, mă rog și vă rog să cântați împreună cu noi. Nu la întâmplare suntem aici la Sighet, de pe toate continente, noi cu toții am venit. Am stat aici și-n orice zi, am stat aici și-n orice zi, am stat aici și-n orice zi. Predici multe am ascultat, noi cu toții ne-am
prieteni, noi, amin.